Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Viața Gorjului, așa cum o arată și titlul. Vorbim astăzi despre o șansă pentru mulți gorjeni pe piața muncii. De fapt, gorjenii au nevoie de foarte multe șanse pe piața muncii. Există un asemenea proiect, poate vor mai fi și altele. Asociația Psihologilor Gorjeni are un asemenea proiect, de fapt, are și altele. L-avem ca invitat pe domnul Ionel Dobre, vicepreședintele acestei asociații, care îi spunem bun venit în studioul nostru. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii noastre. Chiar așa, de aici aș vrea să începem discuția noastră. Dumneavoastră coordonați ca și ONG, ca și instituție, o serie de proiecte destinate Gorjului. Unul dintre cele mai importante este acesta, prin care aproximativ 500 de gorjeni sunt consiliați ca să-și găsească un loc pe piața muncii. Sunt șomeri sau unii chiar nu mai sunt niciodată, sunt inactivi, cum îi numiți dumneavoastră în acel prospect. De fapt, despre ce este vorba? Proiectul nostru, care se numește Mai bine pentru fiecare, proiect finanțat din Fondul Social European, își propune să sprijine 488 de persoane. Este numărul minim. Clar o să depășim acest număr, în a-și găsi un loc pe piața muncii. Asta însemnând fie să-și găsească un loc de muncă, fie să-și dezvolte o afacere, că avem și o componentă prin care noi sprijinim antreprenorii, indiferent tineri sau de altă vârstă, să-și dezvolte o afacere. Avem un serviciu specializat prin care cei care doresc să-și înființeze o afacere beneficiază de cursul de pregătire, consultanță de specialitate și chiar o mică subvenție ca să demareze această afacere. Acum, știți că problema mare și în Gorj ca și în toată țara și e o problemă nu numai pentru instituții de tipul celei pe care o conduceți dumneavoastră, practic o problemă de stat, e o problemă și guvernamentală, aceea de a face locuri de muncă. Deci, numai necesitatea este foarte clară. Acum, problema e de identificare a ce poți să faci, adică să găsești într-o dată, să zicem, un loc de muncă pentru 500 sau poate mai mult de oameni, e destul de greu și mai ales în județul nostru. Unde v-ați canalizat, adică cei care sunt grupul țintă, ce vor face efectiv, cum îi veți ajuta să-și facă și o afacere sau să-și găsească un loc de muncă? Da, noi venim în sprijinul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ei sunt serviciul specializat de ocupare de forțe de muncă. Din păcate, ei nu pot face față la numărul foarte mare de cereri și de-aia au apărut diferitele proiecte prin care serviciile de ocupare sunt sprijinite să ajute într-o măsură mai mare șomerii sau alte persoane care nici nu sunt în evidența AJFM și nu beneficiază de aceste servicii gratuite. Noi le oferim sprijin de specialitate constând în consiliere profesională. Avem angajați mai mulți psihologi care îi ajută pe șomeri sau persoane în căutare de muncă să-și descopere aptitudinile, înclinațiile, locurile de muncă care ar dori să le ocupe. Avem componenta de formare profesională și avem un număr de mai multe cursuri, 8 cursuri, prin care cei care doresc și își identifică aptitudinile se pun la punct cu piața muncii, pentru că, din păcate, învățământul nu face față schimbărilor alerte ale pieței muncii și încă mai avem absolvenți care nu au o calificare cerută pe piața muncii și noi îi sprijinim să sprijinim aceste persoane să obțină o calificare sau aptitudini și abilități în a căuta un loc de muncă. Avem cursul de dezvoltare personală, unde cei care participă învață să-i scrie un CV, pentru că este o mare problemă și chiar am discutat cu angajatori. Mulți potențiali angajați nu reușesc să se angajeze pentru că nu știu să-și facă un CV, o scrisoare de intenție. Nu știu să se vândă efectiv nu știu către angajator. Să spună ce știu sau cu ce pot ei veni nou. Asta e o problemă destul de importantă pentru toți. Cred că sunt și din cei care sunt angajați pe un domeniu care au această problemă de a nu ști să-și facă un CV care să-i ajute. Da, printre beneficiarii noștri sunt și angajați care își pierd locul de muncă și la fel ei, fiind angajați, neavând această preocupare în a-și căuta un loc de muncă,
nu mai sunt la curent cu ce cere piața muncii și îi ajutăm atunci să-și identifice interesele, să parcurgă acești pași pentru a ocupa un nou loc de muncă. Vă întrebam acest lucru apropo de, să zicem, domeniile pe care vă duceți și dintr-o dată problemă. Noi avem în Gorj și asta, de asta se plâng și cei din învățământ, cei, să spunem, din liceele tehnologice, chiar cei din universitate, chiar dacă în ultimul timp tot anunță diverse strategii de dezvoltare, avem o problemă că nu vedem, să zicem, încotro va evolua această piață a muncii, să zicem, într-un interval de 50 ani. Pentru că învățământul, spre deosebire de ONG-uri care se pot mișca pe un proiect de acesta de 1, 2, 3 ani, se pot mișca foarte rapid, învățământul se mișcă destul de greu, se adaptează greu cu personalul respectiv. Da, sunt și reguli mai stricte. Aveți, să spunem, v-ați pregătit pentru acest proiect, mai aveți și altele. Aveți, să spunem așa, niște direcții în care anticipați că va evolua economic Gorjul? Asta e o curiozitate. Da, da. Noi în realizarea proiectului am studiat mai multe și strategii guvernamentale și statistici și mai multe documente care analizează nu numai la nivelul Gorjului, la nivel național, tendința forței de muncă și cum o țară dezvoltată trebuie să dezvolte serviciile. Cu cât e mai dezvoltată, are servicii mai dezvoltate, sfera serviciilor va fi cea mai căutată și noi aici intervenim foarte mult în sfera serviciilor. Avem cursuri de ospătari, de patiser, de cofetar. Cel de vânzător este, meseria de vânzător este foarte căutată și este un domeniu foarte dinamic. Aici iar noi intervenim. Mai există partea de construcții și de amenajări interioare, unde la fel există o cerință din ce în ce mai mare și nu numai pe plan intern, ci pe plan extern. Am văzut, de exemplu, zilele trecute o meserie de care nu prea se vorbește în Gorj, cea de măcelar, este foarte căutată în Anglia. Chiar mi-a zis cineva, dacă nu avem persoane care au meseria asta, să îi trimitem la un interviu. Pe rețeaua EURES am văzut, erau locuri de măcelar pe chestii. Da, și pe EURES am o legătură cu cineva care are o agenție de plasare în Marea Britanie și mi-a zis, asta am nevoie, nu găsesc pe nimeni sau găsesc foarte puține persoane. Poate faceți un proiect ca să faceți oameni, să calificați oameni și pentru acest lucru. Că meseria de măcelar la Gorj chiar nu cred că se poate învăța la momentul de față într-o instituție. Da, nu există. Da, nu, nici noi n-am identificat pe cineva să facă formare în domeniul ăsta. A avut un impact foarte mare și chiar ne-am bucurat că persoane defavorizate au mers spre limbi străine. Aia înseamnă că oamenii încep să vadă și piața europeană și deschiderea către alte piețe e un lucru important, pentru că, din păcate, în România, mobilitatea forței de muncă este foarte mică. Asta și din cauza că noi suntem proprietari, cam toți avem o locuință și foarte greu renunțăm la locuința noastră să ne mutăm în altă localitate, să găsim un loc de muncă. Bine, la fel de adevărat este câteva milioane de români, măcar unul din familie pleacă afară și se nasc celelalte drame apropo de persoane defavorizate, printre aia sunt și acei copii a căror părinți, unul sau ambii, pleacă și rămân cu rudele sau diverse alte probleme. Am spus asta și din cauza că aveți alte, sau din motivul este că aveți și alte proiecte care vă adresați persoanelor defavorizate, nu neapărat acestei categorii, pentru că ei sunt încă, să zicem așa, legați de sistemul de învățământ. Dar aveți aceste cursuri, calificații. Acum e o problemă care se vede și vă întreb la fel destul de direct, așa, și chiar aș vrea un răspuns. Cum vedeți pe aceste persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă, dar sunt acum indemnizați sau nu, doresc să se perfecționeze? Ați vorbit de partea frumoasă, în sensul că își dorești și limbi străine și celelalte, dar nu întâlniți și partea cealaltă, în sensul că eventual vin obligații, apropo de, v-am vorbit mai devreme de AJOVM, de multe ori vin obligați la acel curs, că altfel pierd indemnizația sau ceva de genul ăla, nu. Și nu vor să, deci efectiv au și o reticiență de a participa, să încerce să învețe ceva. Nu, la noi nu e, să pune cazul, n-am condiționat pe nimeni, n-a existat zicem, AJOVM are și acest instrument, dar nici ei nu-l folosesc, pentru că important e ca omul să-și dorească să participe la acel curs de formare și vă zic, cerința este foarte mare.
avem cursuri, mai ales cele de lungă durată, de ospătare, unde nu facem noi față la câte cerințe sunt, dar din fericire pentru cei care doresc să urmeze această meserie, sunt suficiente proiecte pe Pozdru implementate în Gorj și cu și cursuri organizate de AJFM ca să acopere cerința existentă pe piață. Dorința de formare este destul de mare. Bine, apoi unii se formează, câștigă o meserie, o învață și după aceea eventual pleacă, cum a spus, peste graniță, să o practice prin alte, pe alte zări. Însă, acum sunt, Gorjul este un județ, să zicem, mijlociu ca mărime. Avem destul de mulți plecați afară, însă avem o forță de muncă care nu se mai regăsește. Dacă înainte de 1989 noi ne duceam ca număr de salariați undeva 150-180 de mii pe undeva, acum numărul de salariați din Gorj coboară sub 100 de mii. O parte se regăsesc în străinătate, o parte probabil se regăsesc în agricultură. Într-un fel sau altul, în agricultura de subzistență. Aceia de care vorbiți dumneavoastră în proiect, cei care sunt, nu mai sunt indemnizați sau sunt din partea asta, vreți să-i aduceți pe piața muncii din nou? Sau despre cum îi găsiți? Noi avem parteneriate cu mai multe autorități, administrații publice, cu primării, unde mergem și ne promovăm proiectele, chiar organizăm întâlniri cu persoanele care ar dori să participe la astfel de programe. Și am reușit, chiar am reușit să organizăm cursuri, de exemplu, la Runcu, la Lelești, unde nu ne-am cramponat să rămânem în Târgu Jiu. Noi avem sediul biroului de implementare în Târgu Jiu, dar am zis, n-are rost să aducem 25 de oameni la Târgu Jiu la cursuri când putem noi să ne ducem. Și am mers în întâmpinarea nevoilor și mergem, dacă e nevoie, în orice localitate, noi organizăm acolo cursul. Deplasăm echipa de lectori, tot ce e nevoie ca să desfășoare în bune condiții cursul chiar într-o locație apropiată de beneficiari. Bun, ați vorbit de câteva meserii, gen cofetar, a spus, diverse alte meserii. Cum se face practica? Cum se învață, de exemplu? Bun, sunt lector, se învață și o parte teoretică și una practică, bănuiesc. Da, cursurile, toate cursurile au o componentă teoretică și o componentă practică. Componenta teoretică se face în spațiile închiriate noi, iar pentru componenta practică avem diferite parteneriate, cum ar fi cu lanțurile de magazine mari din Gorj, avem cu diferite brutării, patiserii. Am găsit deschidere la agenții economici pentru realizarea acestor cursuri și desfășurarea practicii în bune condiții și chiar o parte din cei care urmează, fac practica în diferite firme, o să rămână acolo și o să lucreze. Și o să fie și angajați acolo. Da, avem promisiuni, aia depinde de persoane dacă își doresc. Noi le asigurăm toate condițiile, acum fiecare cum se va integra pe piața muncii, mai ține și de opțiunea personală. Noi le oferim tot ce putem noi identifica, pentru că, din păcate, așa cum spuneați, piața forței de muncă din Gorj este puțin dezvoltată și oferta de locuri de muncă e destul de slabă. Dar, ca impact pe termen, nu pot să vă spun proiectul nostru care s-a terminat în 2013, în ianuarie. Am făcut o analiză a rezultatelor și am constatat că 30% din persoanele care au trecut prin proiectul nostru aveau un loc de muncă, ceea ce înseamnă că nu degeaba am făcut noi activitățile care le-am făcut în proiect. Proiectul respectiv era vorba despre? Tot un proiect finanțat de Pozdru, se a numit Pași spre viitor, tot finanțat de Pozdru Sud-Vest Oltenia. Da, deci tot obiectivele fiind cumva similare, da, similare. Acesta este o continuare a acelui proiect. În fine, s-au mai schimbat un pic condițiile, au fost alte ghiduri, dar activitățile sunt cam aceleași. Am înțeles. Apropo de ce vă întrebam unde se face practica, că în general în mediul rural se găsesc mai puține unități economice în care ei să facă practica. Deci probabil că chiar dacă fac la LL, să zicem, sau ceva, partea practică trebuie să o facă la Târgu Jiu, în general. Cursurile de calificare, de regulă, le facem în localități unde care sunt mai lungi și care presupun practică, în localități unde există și agenții economici. Da. Cele de crearea a diferitor aptitudini, cum ar fi dezvoltare personală sau limba engleză, le-am făcut aproape de beneficiari. Dacă nu avem posibilitatea de a identifica agenții economici, atunci noi avem prevăzut în proiect și decontarea transportului. Beneficiarii
și plătesc abonamentul și noi îl decontăm, că acest program ne permite. E foarte important acest lucru. Însă, ani de zile, Pozdru 2007-2013, a fost exploatat cumva în România, probabil și în Gorj, dintr-o altă rațiune. Apropo de profilul acesta de cursuri, mulți veneau la aceste cursuri pentru că li se promitea o sumă de bani, o subvenție. Era de regulă 300 de lei sau... Deci pentru unii era importantă suma respectivă, n-aveau de gând neapărat să învețe ceva, ci să primească suma la sfârșitul cursului. Nu n-ați întâmpinat, după cum a spus mai devreme, n-ați întâmpinat aceste probleme. Acum nu știu. Și noi, ca în orice proiect, avem o subvenție doar pentru cei care termină cursul și iau diploma. Deci e clar, trebuie să vină la cursul ăsta, pentru că n-am vrut să mergem pe partea coercitivă în care să zicem dacă nu vii la curs să stai în șomaj, și am zis să există o mică motivație. Probabil sunt și persoane care vin pentru la cursuri ca să beneficieze de această subvenție. Dar din ce am văzut eu, majoritatea chiar își doresc să urmeze cursurile. Eu cred că excepțiile sunt cei care vin pentru subvenție la curs. Asta e foarte important. Vorbeați de unele meserii, apropo de căutarea lor de sectorul de servicii. N-am vorbit nimic și de fiecare dată când am, să zicem așa, un reprezentant al instituții, ori cu atribuții în domeniu, gen de la Consiliul Județean la Inspectoratul Școlar sau așa, aduc vorba și despre acest lucru. N-am vorbit de industrie și nu de industria mare acum, cum avea Gorjul acum 25 de ani. Mica industrie în care Gorjul avea o anumită tradiție și nu înainte de 89, mai degrabă în perioada interbelică. Pe aici nu prea face nimeni nimic de genul ăsta, de la manufactura aceea de coșuri și alte chestii și până la, să zicem, acele ateliere de câțiva oameni sau ceva de genul ăsta. Cred că la noi ar prinde mai bine decât o întreprindere mai mare care nu-și poate găsi o piață de desfacere. Da, am analizat și acest. Chiar ne doream un proiect să prindem un curs pentru mici artizani, dar din studiul pieței am constatat că n-am fi putut crea o clasă, ne trebuie minim 25 de persoane care să dorească să facă această meserie și să le și identificăm locuri de muncă, care este mult mai greu. Această componentă, în schimb, o avem în cadrul părții de antreprenoriat. Oricine dorește să-și facă o întreprindere, o afacere, și chiar am constatat că ideile de afaceri care ne-au venit și ne-au fost prezentate până acum sunt în domeniu, chiar în domeniul în care spuneți dumneavoastră, de mică industrie. Sperăm ca prin înființarea, noi trebuie să înființăm minim 4 firme. Ne propunem să facem cel puțin 6 firme. Sperăm ca din aceste 6 firme, măcar una să fie în domeniul ăsta. Deci ce sumă ar primi, să zicem, cel care ar fi ca să poată pleca la drum? Da, nu este o sumă foarte mare. Noi avem 6 premii. Sunt 2 premii de 2.500 de lei, 2 premii de 3.000 și 2 premii de 4.000. Va fi un concurs de premiu. Toți beneficiarii proiectului au sau n-au urmat cursul de antreprenoriat, pot să participe la acest concurs cu premii. Am înțeles. Nu, este un început. Dacă își dorește, poate să mai pune ceva lângă și să plece în direcția respectivă. E proiectul mai bine pentru fiecare, are o perioadă, practic e până la sfârșitul acestui an. Unde va afla, să spunem așa, în realizarea lui, din ce v-ați propus? Cu indicatorii? Da. Păi am trecut undeva de jumătate, în ceea ce privește formarea, să ne chiar avem în jur de 200 și ceva de persoane instruite. Suntem și pe partea de plasare, aici încă nu am reușit să identificăm suficiente locuri de muncă, dar din experiența noastră procesul de ocupare a un loc de muncă este un pic mai lung și mai complex. Noi, după finalizarea cursului, experții noștri, avem 2 persoane experți de mediere, identifică locuri de muncă, contactează persoanele, invită la interviu și sperăm ca și această componentă de ocupare a locului de muncă să fie întărită în perioada următoare. Da, chiar văd, din păcate, e cineva ce insistă cu un apel și au făcut un obicei de a suna, deși e clar că e doar pentru SMS acest număr de telefon, dar asta e. Cineva din Bustuchin vă întreabă,
Domnule, ia, nu mai pot. Domnule invitat, aș vrea să vă spun că sunt foarte mulți oameni în Bostuchin care ar fi interesați de meseriile pe care le propuneți dumneavoastră. Cum am putea să participăm la aceste cursuri? Păi, există două variante. Ori să intre pe site-ul nostru www.apsg.eu, unde există un formular de contact și ne scrie și dacă dorește să ne lasă un număr de contact sau dacă nu vrea să-și facă public numărul de telefon, ne poate suna pe numărul nostru de la asociație 0253213041 și un consilier de mediere va prelua apelul, îl va și informa în detaliu, că eu am spus decât câteva elemente despre proiect, în legătură cu proiectul, când se organizează cursurile, care e planificarea, care e îndestică și poate... Deci, teoretic, mai pot fi primiți, deci printre cei 488, mai pot încă să intre persoane. Da, încă nu s-au... Suntem la jumătate, toate meseriile vor mai avea cel puțin încă un curs, mai puțin cursul de ospătar, la cursul de ospătar fiind un curs care durează minim 5 luni de zile, aici ne-am asigurat că îl finalizăm și o să finalizez undeva la începutul acestui an. Acum sunteți deja cu experiență și ca organizație și dumneavoastră personal. În general, care e problema, să spunem, persoanei în căutarea unui loc de muncă din Gorj, de fapt din România? Care e problema de nu-și găsește, că e un motiv clar, nu sunt locuri de muncă suficiente, dar care ar fi, să zicem, o problemă în plus de unii își găsești și unii nu? Aceștia care nu-și găsești, la care vă adresați dumneavoastră, care ar fi problema lor pe lângă... Sunt mai multe tipologii, să zicem, sunt absolvenții care sunt de regulă obișnuiți să fie susținuți de părinți, vor să mai copilărească, nu vor încă să intre pe piața muncii. Sunt absolvenții și aici noi intervenim cu partea de dezvoltare personală, de motivare și poate și o meserie care să-și poată găsi un loc de muncă. Sunt și absolvenți care doresc chiar din liceu să intre în câmpul muncii. Există partea de persoane, să zicem, de vârsta mea, care au avut un loc de muncă și l-au pierdut și își pierd încrederea că piața muncii îi mai... integrează. Chiar am întâlnit multe cazuri care spuneau, de persoane care declarau că au fost la interviuri, li s-a reproșat că sunt prea în vârstă, în condițiile în care în România o persoană de 40 de ani mai are cel puțin 20 de ani de muncă. Un alt mesaj a intrat acum. Ce cursuri aveți din Padeș? Nu este, în Padeș avem acum în derulare cursuri de dezvoltare personală. Sunt deja a doua grupă care am format-o, dar... Deci telespectatorii știu acest lucru. Da. Nu este pe acest proiect, dar tot organizația noastră îl desfășoară. Cred că astăzi este chiar examenul de absolvire. Așa. Dacă o persoană din Padeș dorește să urmește un curs care nu se ține la Padeș, nu este nicio problemă. Îi susținem deplasarea, cum am spus, se decontează transportul până la locul unde se desfășoară. Noi, în funcție de cum găsim grupele de persoane, minim 25 de persoane, organizăm cursurile. Am înțeles. Da, identificați frumos cu ce se confruntă, să spunem, cetățeanul, gorjean, în cel în căutarea unui loc de muncă. Din nefericire, vedem ce se întâmplă doar... În această perioadă sunt câteva mii de oameni care vor rămâne într-un fel sau altul fără locuri de muncă, mulți provenind din zona minieră, din petrol sau din alte domenii. Vin și locurile de muncă, dar mult mai puține. Deci, practic, vor veni și alte persoane care vor avea nevoie de consiliere să-și găsească un loc de muncă, pentru că sunt tot, să zicem, segmentul acesta, 40-50 sau 45 plus, că acolo este și un segment vulnerabil stabilit chiar de statistici. Ce vă gândiți să faceți, poate pe finanțarea, pe postru 2014-2020 în această direcție? Să știți, chiar am avut un caz săptămâna trecute. Am făcut rost de o listă cu persoane disponibilizate la o întreprindere în luna trecută. Și am zis, haide să-i sprijinim, i-am sunat noi personal ca să vedem care e situația lor. Să știți că acea statistică în care spune că o persoană cu cât stă mai mult
fără să ocupe un loc de muncă, e mai greu să se reintegreze pe piața muncii pentru că se obișnuiește cu statutul ei, este reală. Din persoanele contactate care își pierduseră locul de muncă relativ recent, 50% s-au angajat într-o lună de zile fără niciun sprijin. Aia înseamnă că o persoană care își dorește neapărat să ocupe un loc de muncă și are și o calificare, pentru că persoanele respective erau calificate, pot să se reintegreze pe piața muncii. O problemă mare care e și la nivel național este mobilitatea forței de muncă. Așa cum am spus, din păcate, în afară de disponibilitatea de a pleca din țară, unde sunt și alte condiții și, să zicem, și altă salarizare și oamenii merg acolo ca să își facă un viitor aici, pentru că tot aici se întorc, noi nu prea suntem dispuși să mergem în alte localități. Știu cazul unei firme de care face cablaj și a venit să recruteze persoane din Gorj pentru pentru o firmă care se va deschide în curând în Gorj și n-au prea găsit multe persoane interesate. Nu știu acum cum au fost condițiile, chiar am vorbit cu cineva care a zis că acolo unde mergeau să facă practica nu erau cele mai bune condiții, dar era totuși o perspectivă de angajare și da, aici trebuie cu un pic să schimbăm și mentalitatea persoanei care caută un loc de muncă. Bine, apropo de tradiție, să nu uităm că în perioada interbelică, când alte zone erau foarte dezvoltate, forța de muncă din Gorj mergea de la Port Constanța, la București, la Timișoara, în orice caz în orașele mari lucrau și veneau la câteva săptămâni sau poate chiar la câteva luni, de parcă ar fi venit cum vine acum din străinătate. Da, da. Deci până la urmă Gorjul a fost, să zicem, vitregit din punctul de vedere economic și în perioada respectivă. A fost mineritul, energia care ne-a ridicat, dar iată că încet, încet aceste sectoare nu mai, să spunem așa, nu mai sunt în expansiune, ba din contră, sunt nu în oferă o perspectivă pe termen lung. Da. Pentru cei care lucrează în sistemul, deja în domeniile respective, este un loc de muncă sigur și destul de bine plătit, pentru că domeniul este bine plătit. Da, în schimb, pentru tine și pentru cei care încearcă să-și facă o carieră, ar trebui să se gândească fie la dezvoltarea unei afaceri, fie la, eu știu, a căuta să și capete o experiență, pentru că și ăsta e un lucru foarte important. Nu există deschiderea tinerilor în a învăța în timpul școlii să practice o anumită meserie. Dar exact cum spuneați dumneavoastră, că învățământul începe să schimbe, chiar știu că de anul ăsta sunt anumite școli profesionale, de fapt, și acele școli de arte și meserii, care încearcă să promoveze noile meserii. Da, chiar și liceul numărul 2 încearcă să acrediteze să facă curs de patiser și am înțeles că sunt foarte interesați elevii să capete această calificare. Da, încep să se adapteze și liceele tehnologice la această cerință de pe piață, pentru că automat, de fapt, în economia de piață, în sensul educației, primele școli care au intrat sunt cele liceele tehnologice, care s-au văzut dintr-o dată cu un număr redus de elevi și trebuind să atragă, fiind foarte multe, au trebuit să facă ceva în acest domeniu. Pe partea cealaltă, în continuare, firmele private, atâtea cât există aici la Gorj și cele pe servicii, se plâng că n-au calificați inclusiv pe ospătar sau ceva de acest gen. Acum avem o problemă și vă întreb, pentru că din cel puțin la acest proiect n-aveți nimic specializări pe partea turistică. Pentru că, de regulă, și autoritățile gorjene și alte firme și astea au spun, domne, avem perspective nemaipomenite în domeniul turismului, calificăm pe chestia asta. Inclusiv liceele au început să-și facă diverse, să spunem, să califice oameni în acest domeniu. Cum vedeți dumneavoastră situația și dacă o luați în seamă, având în vedere că nu apare un asemenea curs la dumneavoastră? Nu apare în acest proiect. În alt proiect avem curs de recepționer hotel, curs de cameristă hotel și curs de, nu știu, agent dezvoltare, ceva, agent de turism. Avem, deci, într-un cadru, am luat în calcul rațiunea pentru care nu am inclus în toate proiectele aceste cursuri este că sunt cursuri cu autorizații speciale care se iau de la minister și durează foarte mult acreditarea, având în vedere timpul scurt de la semnarea contractului și până la începerea cursurilor, care a trebuit să-l parcurgem.
am preferat ca aceste cursuri în Turin să le prindem doar în proiectele unde aveam parteneri care aveau deja acreditările obținute. Dar oricum pe viitor vrem și noi să ne acredităm în acest domeniu, pentru că, așa cum a spus, este un domeniu de viitor. Gorjul începe să se vadă în țară și în străinătate ca imagine turistică. Avem Operelul Brâncuș, avem Transalpina și alte multe obiective turistice care sunt destul de vizitate. Chiar știu statistici, în ultimii ani undeva de, cred că de 2-3 ori a crescut numărul de turiști. Da, sunt niște cifre, da, de la Direcția de Statistică care spun acest lucru. Acum mai e o problemă, vorbeați de servicii și faptul că e nevoie de ele și, într-adevăr, dacă privim și afară, serviciile ocupă un rol foarte important. Problema e că și zona industrială, care la noi la Gorj deocamdată vine tot, suntem monoindustrial până la urmă, vine din zona respectivă. Dar problema e, și asta am tot discutat, chiar am întrebat și specialiști în diverse domenii pe chestia asta, dacă ponderea de reducere constantă a minerit energie, oamenii din domeniul respectiv ar putea să-și găsească la un moment, dacă se reduce acolo activitatea, să-și găsească aici? Adică putem contrabalansa ca să nu facem un dezechilibru, adică să nu ne întoarcem la situația aia în care se spunea, știți, peiorativ, că dacă vrei să moară un câine de foame, să-l aduci în Gorj, ceva de genul ăsta? Eu cred că există potențial, mai ales că s-a investit foarte mult în infrastructura Gorjului. Deja avem, majoritatea drumurilor sunt foarte bune. Chiar am avut o experiență cu parteneri din mai multe țări din Uniunea Europeană. Primul lucru care le-am spus când urmau să vină la Gorj, că drumurile sunt rele. Au ajuns la Gorj și a zis, nu, drumurile nu sunt rele, sunt foarte bune, au venit în condiții foarte bune de la București până aici. Și noi ar trebui să începem să umblăm prin județ, să vedem că s-au mai schimbat un pic lucrurile. Știu că pe partea de, cel puțin pe partea de sub munte, infrastructura roată foarte bine, aceea este și partea cea mai vizitată și avem multe obiective turistice care să le arătăm. Da, și cele care sunt, apropo de drumuri, sunt în reconstrucție. Reconstrucție, da. Face. Bine, nu v-am întrebat deloc dacă aveți un aeroport mai aproape de Târgu Jiu sau chiar la Târgu Jiu. Da. Ei, aici, de obicei asta da, caută. Da, din câte știu, în fine, este Craiova care am început să opereze cu diferite curse, dar din câte știu există în plan, nu știu în ce măsură se va realiza în viitor apropiat, un aerodrom la Stănești. Aia știu din strategiile de dezvoltare care sunt promovate. Da, până a deveni, nici Craiova deocamdată, a spus bine București, că în general delegațiile tot la București, vin la, eventual la Timișoara, mai puțin la Craiova, deci bănuiesc că va mai trece ceva apă pe Jiu, că până vom avea ceva de acest gen. Deși, dacă luăm ca recurs la istorie, Gorjul, Târgu Jiu, era printre puținele orașe, din afară de orașele mari, legat cu capitala Prințul Bibescu, apropo, în anii 30, cu acele avioane micuțe. Deci aveam ceva în domeniul respectiv, avem o tradiție. Întorcându-ne la proiecte, și vorbeați de un portofoliu impresionant, o proiect în derulare, dacă am înțeles bine. Da. Care este secretul reușitei? Pentru că știți cum e, sunt destul de multe și ONG-uri, sunt diverse instituții care lucrează și accesează postul, au voie să facă acest lucru, dar succesele se pare că sunt la dumneavoastră s-au adunat, adică o proiecte de derulare e ceva, nu mai vorbesc de volumul de muncă, da, mă refer aici, da, efectiv și, la reușita. Există și partea de reușită, după aceea partea de muncă care este destul de dificil. Păi, nu cred că este o rețetă. Știu foarte multe ONG-uri care au lucrat bine. Având un proiect anterior, știam cam ce trebuie făcut și cum trebuie scris un proiect. Și noi am făcut mai multe proiecte în ideea că va exista o selecție, care așa a existat de data aceasta. Chiar credem că selecția proiectelor s-a făcut mult mai profesionist decât în datele anterioare. Și, din fericire, ne-au trecut toate proiectele scrise. Noi am dorit neapărat să avem un număr atât de mare de proiecte, dar am zis dacă tot le-am promovat și le-am scris și am dezvoltat parteneriate, pentru că proiectele le-am făcut în parteneriat cu organizații diferite, n-au fost cu aceleași organizații, am zis, haideți să le ducem până la capăt dacă ne-am angajat. Dar, așa cum ziceau, știu multe organizații care, pe același principiu, dacă au știut să scrie un proiect, cam tot ce au făcut li s-a aprobat.
sunt, chiar există și partea de îndrumare mult mai bine pusă la punct din partea Postdrului, s-a mai dezvoltat și partea de monitorizare. Eu cred că este pe drumul cel bun și sperăm ca pe noua perioadă să începem cu dreptul, să nu mai ajungem în 2016 la primele proiecte, cum a fost data trecută când... 2009-2010, practic. Da, în 2010 s-au semnat primele contracte pe Postdru din condițiile în care noi aveam dreptul din 2007. Sperăm ca anul ăsta să avem primele proiecte finanțate pe axa de capital uman. Am văzut primele ghiduri. Da, și vin cu lucruri interesante apropo de noile ghiduri. Unul dintre cele mai interesante, mi se pare, aceea că și instituțiile școlare pot accesa direct Postdru pe diverse lucruri. Deci există o axă și pentru acest lucru. Până acum se putea face doar prin intermediul primăriilor sau... Deci e un lucru interesant. Bine, acum vin și vești proaste despre Uniunea Europeană, despre Comisia Europeană. Se pare că pe anumite, să spunem așa, axe, am avut ceva probleme în derulare, cel puțin în ultimii ani. Există diverse, nu anchete, nu știu cum se numesc ele, nu, ce caz, sunt controle, da. Sunt controle de la Uniunea, audituri. Da, de la Comisia Europeană, unde s-ar putea să se lase cu diverse sancțiuni. Am înțeles că pe partea de informatică există... Da, aici marea problemă a, nu numai a Postdrului, a tuturor programelor, a fost baza de date SMIS, care este baza națională cu evidența tuturor proiectelor, care n-a reușit să o punem foarte bine la punct. De acolo au plecat și sancțiunile și tot ce s-a întâmplat pe Postdru și pe celelalte programe. Bine, a fost și o armă politică în ultimii ani, în sensul că, vezi, Doamne, a pierdut România ce n-a avut, practic. S-a spus, Doamne, s-a pierdut 1 miliard de euro ajustările la proiecte pentru diverse lucruri. Până la urmă, de fapt, banii ăștia nu ajunseseră și au ajuns, într-adevăr, diminuați față de proiect, dar lucrările s-au făcut din ce înțeles. Da, nu știu să fie. Existe foarte multe cazuri de fraudă, au existat și cazuri de fraudă care, din câte știu eu, au fost și pedepsite, s-au recuperat banii. Eu zic că România chiar a mers bine. Acum, din experiență, din experiența derulării programelor, sperăm să existe în continuare o coordonare mai bună a organismelor și derulând al doilea ciclu de finanțare un proiect pe Postdru, vă spun că partea, cel puțin partea de verificare, monitorizare de plăți, merge mult mai bine decât a mers în 2010-2011, unde au fost două blocaje de câte 7 luni de zile. Unde... Da, care nu se primeau, da. Da. Au devenit bine, din diverse motive, dar au fost blocaje care pe unele, chiar ONG-uri sau firme care foloseau această finanțare, le-a făcut chiar să meargă spre închiderea activității. Atât de... Da, de și, nu, și noi am avut foarte mari penalități la finanțe, asta a fost, le-am asumat, dar am avut și noi suspendare de activitate din cauza asta, dar am trecut peste ele și am fost un pic, să zicem, eu știu, dacă am trecut prin lucruri așa grele, am zis că mai rău de așa nu poate fi și se dovedește că lucrurile s-au îmbunătățit și România a conștientizat că prin aceste programe, pe lângă beneficiile aduse mulți beneficiari primesc și cursuri gratuite și subvenții și mai multe beneficii care altfel nu le-ar fi avut, există și partea de contribuție la bugetul de stat, fiind proiecte de resurse umane, fiecare organizație are o sumă importantă din buget care merge la bugetul de stat, contribuții la fonduri. Așa, apropo de chestia aceasta, există, apropo și de fonduri Postdru, dar și de alte proiecte europene, de multe ori se invocă, cel puțin în cazul ONG-urilor sau chiar și a primărilor, acum e chiar un scandal național, că nu există resurse pentru acea contribuție pe care trebuie să o aducă beneficiarul. Cum v-ați descurcat dumneavoastră în această situație? Noi fiind o organizație non-profit, în principal fondatorii au făcut donații individuale și pe baza, suma este mică, de 2%, și pe baza donațiilor făcute. Și am mai făcut și noi campania cu 2%. Pe parte, fiind ONG, noi funcționăm pe principiul donației. Cine dorește să sprijine organizația, face o donație în contul nostru și prin aceste donații ne-am asigurat această contribuție. Deci asta e rezolvatul destul de simplu. Da, noi suntem
organizația non-profit și ne dă voie legea să utilizăm acest instrument. Sunt, din ce am văzut, firme sau chiar instituții care au împrumutat aceste sume ca să le poată pune și după aceea au apărut și problemele de rambursare. Sau în cazul primărilor, acum că am văzut că există un apel al Consiliul Municipiilor sau acea organizație națională, Consiliul Național al Municipiilor sau ceva, care face un apel la guvern să găsească o soluție pentru că nu mai pot fi accesate de fonduri europene, neapărat. Da, din câte știu eu, pe sfera publică, tot timpul când s-au făcut rectificări și când s-au dat bani la buget, prioritatea a fost cofinanțarea acestor proiecte cu finanțarea europeană. Da, am mai primit între timp o întrebare. Da, mă întreabă cineva, m-ar interesa un curs de cofetar patiser. Sunt din Crasna, județul Gorj, și am mai încercat să fac prin AJOFM, dar nu m-am încadrat. De ce? Nu spune. Da, chiar avem acum un curs de cofetar care va demara, cred că, săptămâna viitoare. Deci este, chiar ar fi în termen, dacă dorește să urmeze acest curs de patiser, de cofetar. La fel, să sune la organizație și colegii. Deci, atenție, vă adresați la APSG, ar fi bine să mai repetați o dată numărul, da, de telefon. 0253-213-041. Da. Și să spună de ce curs este interesat. Acolo este sediu la un proiect, dar dacă nu avem în derulare pe acel proiect un curs, nu este nicio problemă. Îl direcționăm spre proiectul unde este acest curs în derulare. Să sperăm, sau dacă puteți să trimiteți, și vă repet eu acest număr printr-un SMS, eu am numărul de la dumneavoastră, dacă în caz că e nevoie, numai să-l trimiteți. Da, sau pe e-mail, pe contact@apsg.eu, e o cale mai simplă. Prin e-mail, dacă îmi trimite un e-mail. Da, mediul rural depinde. Da, acum, din câte știu, multe persoane acum, în mediul rural au acces la internet. Da. Așa. Și încă, și mai era, am mai primit un mesaj puțin mai devreme. Sunt în căutarea unui loc de muncă. Din păcate, calificările pe care le am nu mă ajută. Aș vrea să aflu de cursuri din diverse domenii. Da, să zic că nu, da, prea... care este oferta de curs, dar aia nu mai să mă uit. Nu ne spune, da, nu ne spune, da, ce. Da, repet, da, tu să citim, bine, aici, da, că pe din afară nici eu nu le știu pe toate. Da. Așa, nu ne-a spus ce calificare are până acum. Da, dar... da, da, da. Avem formarea profesională și pe acest proiect avem cursul de ospătar, lucrător în comerț, manicurist, pedicurist, îngrijire bătrână la domiciliu și avem cursurile de inițiere în comunicare și lucru în echipă, competențe informatice, comunicare în limba engleză, manager proiect. Aici la manager proiect este o condiție specială, fiind curs de perfecționare, sunt solicitate studiile superioare. Da. Inspector referent resurse umane, competențe antreprenoriale și dezvoltare personală. Acestea sunt cursurile pe acest proiect. Mai avem și pe celelalte proiecte, m-a zis, avem și partea de turism, dacă este interesat, acele cursuri de-abia s-au acreditat și încă nu au început, dacă ar dori cameristă hotel sau nu știu. Deci, cred că răspunsul a fost destul de complet, așa, deci o ofertă destul de bogată, puteți să vă adresați la APSG, pentru că până la urmă și dânsii au un avantaj în sensul că își fac proiectul. Și noi... Deci la asta vă adresați. Dacă vine cineva spre dumneavoastră, aveți toate... Noi chiar facem promovare și ăsta este și scopul în care mi-am dorit să particip la emisiune, ca lumea să cunoască mai bine oferta noastră de servicii și cu cât vin mai mulți, cu atât ne vom justifica și noi activitățile. Da, vreau să vă spun că era o întrebare, dacă la această selecția pentru cursul ăsta să și găsesc, da, o doamnă ne întreabă dacă există examen pentru selecție. Cred că se referă dacă da, îl selecționa sau... Da, în momentul de față n-am avut o selecție a participanților. Asta s-ar întâmpla în cazul în care mai avea foarte multe cereri. Dar, de regulă, cererile au cam corespuns cu numărul de locuri. Noi, așa cum ne dă voie și legea, mergem pe clase de maxim 28 de persoane,
și s-a cam potrivit solicitarea cu, să zicem, cât am putut noi să organizăm. Dar în cazul în care, să zicem, n-ar exista posibilitatea ca noi să facem aceste cursuri, putem să-i sprijinim să-și găsească la partenerii noștri, la colegii noștri din județ, care organizează cursul în domeniul care îl dorește. Că important nu este atât de mult să vină la proiectele noastre. Important este ca acea persoană să facă cursul care dorește și să-și găsească un loc pe piața muncii. Ăsta este scopul nostru și nu-l dorim cu orice preț să organizăm cursurile dacă nu există și interesul în partea persoanei. Din ce ne-a spus dumneavoastră, este clar că cu beneficiarii direcții, adică cei care fac cursurile, aveți o relație foarte bună și sunteți așteptați, să spunem, în zonele respective, dovadă și aceste mesaje. În privința agenților economici, spuneați dumneavoastră că ați găsit la unele cursuri, ați găsit înțelegere să facă practica la întrebări. Dar, în general, activitatea și ONG-ului dumneavoastră și a celorlalte care se ocupă cu asta, cum este privită de, să zicem, de agenții economici, chiar partenerul dumneavoastră, AJOFM-ul, care sunteți în parteneria cu ei care se adresează, sau de alte, chiar în relația cu celelalte ONG-uri din acest domeniu? E colaborare? E rivalitate? E o relație de colaborare, pentru că, să dăm exemplu, începem cu AJOFM-ul. Noi suntem acreditați de AJOFM și verificați în ceea ce privește modul de furnizare a serviciilor. Noi completăm activitatea AJOFM-ului, nu îi concurăm. Noi venim pe ariile unde ei ori n-au competențe în cazul persoanelor care nu sunt în evidențiile AJOFM-ului, ori nu au capacitate, pentru că și ei au un număr limitat de cursuri care le organizează anual. Și aici venim noi cu ofertă mai, să zicem, ofertă suplimentară față de ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește agenții economici, am reușit să stabilim câteva relații de colaborare cu mai mulți agenți economici, am găsit și deschidere. Nu cred că există o problemă în domeniul ăsta. Am înțeles. Suntem pe final de emisiune, mai avem un 2-3 minute. Mai sunt, vedeți și dacă mai primim mesaje. Între timp aș mai vrea să vă întreb de acest proiect, spuneați că depășiți de fapt acea cifră de 488 de 500. De fapt, dacă ar fi așa, ce obiective v-ați propus în acest proiect și ce rezultate finale trebuie să aveți la momentul când, să zicem, în decembrie sau la începutul anului 2016, trageți linie și adunați. Da. Am aici tot, că ce-i scris e scris. Și trebuie să le atingeți. Da, sunt scrise, rezultatele care noi ni le-am propus. Așa. Deci avem pe partea de ocuparea forței de muncă. Trebuie minim 54 de persoane să reușim să plasăm pe piața forței de muncă. Avem 100 de șomeri care vor fi consiliați în dezvoltarea unei afaceri, dintre care 6 vor primi și un premiu, cel puțin 10 planuri de afaceri. Avem cel puțin 170 șomeri de lungă durată care vor obține o certificare. Avem 450 de cursanți în total, care se împart în 18 grupe. Cam asta este 18 grupe, 18 cursuri derulate. Am înțeles, da. Deci cifre totuși destul de importante la final și cu siguranță le veți atinge, chiar le veți depăși, după cum spuneați dumneavoastră. Problema acum, apropo de rezultate finale, știți că la orice proiect este și sustenabilitatea în timp. Cum vă gândiți să o faceți? Adică, să spunem, acest proiect de fapt a continuat un altul. Vă gândiți ca altul să continue ce ați început aici sau ce ați continuat aici? Da, încercăm să realizăm și alte proiecte, pentru că suntem un ONG și ONG-urile de regulă din managementul proiectului își desfășoară activitatea, dar prin intermediul acestui proiect noi ne-am creat deja o bază materială, avem și o resursă umană foarte bine calificată. Noi am activat și în perioada între proiecte, având o
acreditare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în medierea muncii și la un nivel, zicem, nu la aceeași intensitate, dar la un nivel acceptabil, vom desfășura servicii de mediere a muncii, de consiliere în carieră și cursuri de formare cu baza materială și cu resursa umană care o avem deja instruită și care, noi zicem că va derula cu succes aceste activități, cel puțin perioada de sustenabilitate, care este de 5 ani de zile, dar noi nu dorim să ne oprim aici și am vrea să ne perfecționăm și să devenim un partener viabil în județul Gorj. Da, deci noi nu ne rămâne decât să vă urăm succes în continuare în ce v-ați propus și sunt planuri destul de generoase. Să vă mulțumim că ați fost în emisiunea noastră și poate ne mai întâlnim pe aceste, poate și de alte proiecte să vorbim sau când obțineți acum, bănuiesc, noile proiecte pe noua perioadă, oficial 2014-2020, dar de fapt 2015 la noi, că nu mai e 2014. Da. Mulțumesc foarte mult și eu sper să ne vedem cât de curând. Vom avea undeva prin octombrie o conferință intermediară unde vom avea deja, sper, realizate majoritatea rezultatelor și acolo sperăm ca și dumneavoastră să fiți prezent ca să putem să avem o imagine a ceea ce s-a întâmplat în proiect. Vă mulțumim, deci, dragi telespectatori, cei care sunteți în aceste grupuri vulnerabile și aveți nevoie de locuri de muncă, de fapt de calificări, adresați-vă APSG. Mulțumim pentru atenție, la revedere!